Astăzi discutăm despre munca la distanță pentru companii străine sau locale, din țară sau din afară. Invitat este Romulus Badea, expert în fiscalitate la Soterem Partners. Bună ziua, domnule Badea! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Să presupunem că decizi să plec în Grecia pentru o perioadă de timp, să spunem un an, și să lucrez de acolo pentru angajatorul meu. În cazul de față, să spunem hotnews.ro, da? Ca să facem lucruri mai interesante, să spunem că decid să devin PFA sau micro-întreprindere, devin un nomad digital. Eu, ca nomad digital, dacă mă mut în Grecia și îmi deschid acolo un cont bancar, mai datorez statului român ceva? Situația e un pic mai complicată pentru că, vedeți, în materie de persoane fizice, regulile fiscalității privesc în general 183 de zile. E un punct dincolo de care se consideră că o activitate sau prezența unei persoane generează un anumit nivel de permanență în zona respectivă. Nu este ceva temporar. 183 de zile înseamnă 6 luni. Dacă vă faceți PFA, teoretic, pentru că profesați în Grecia, ar trebui să vă faceți PFA în Grecia, să aveți drept de practică în Grecia. Și statul grec vă va impozita conform regulilor lor. Acum că discutăm de nomazi digitali, Grecia încearcă să atragă astfel de persoane și au făcut un program care se aplică de anul acesta, în care dacă cineva stă minim 2 ani, atunci are niște beneficii. În principiu are o deducere de 50% din venituri. Dar, vedeți, noastră, trebuie să comparați tot timpul cu România. Adică faptul că vă mutați acolo, din punct de vedere fiscal, înseamnă neapărat un beneficiu. Pentru că, de exemplu, dacă nu mă înșală memoria, în Grecia cota de impozit e 44% pentru venituri care depășesc 40.000 de euro pe an. Adică, comparativ cu România, e mai rău. Și, sigur, e locul muncii, este confortul personal, sunt alte aspecte care sunt luate în considerare. Dar fiscalitatea urmează persoana, prezența fizică. Și atunci, în cazul ăsta, într-un an de zile, nu, cred că nu veți mai datora nimic statului român, dar veți datora statului grec. Mă gândeam că poate depinde de cazul în care sunt înregistrată în România sau în Grecia. Deci nu contează de fapt unde prestezi. Da, contează. De exemplu, să luăm imaginea în oglindă. Un străin care vine să lucreze din România. În primul rând, cei care sunt din afara Uniunii Europene și a spațiului economic european nu se pot face PFA-uri, generic vorbind, în România. Sunt anumite profesii libere care au excepții prin regulamentul propriu de organizare și funcționare pentru cetățenii altor state. Nu știu, baroul, de exemplu, pentru avocați, Camera Consultanților Fiscali, etc. Dar, ca regulă generală, cetățenii din afara Uniunii Europene, cetățenii țărilor din afara Uniunii Europene sau spațiul economic european, nu se pot face PFA-uri în România. Deci ei nu pot să activeze ca persoane fizice autorizate legal. Sigur, pot să fac o firmă în România, dar asta deja intrăm într-o altă discuție, adică este că fac o micro-întreprindere, că fac impozit pe profit, este un gen de business care, de organizare care atrage răspunderea administratorului, ținerea unei contabilități. Lucrurile intrăm cu totul altă zonă. Dar dacă rămân cumva angajat, cum sunt acum și plec să prestez de acolo, acum situația cred că e puțin diferită, nu? La fel este regula celor 183 de zile. Ah, deci se aplică la Noțiunea fel. este dacă vă duceți temporar sau pe termen mai lung. Presupunând că vă duceți un an de zile, ar trebui să plătiți impozit în Grecia și contribuții sociale în Grecia. Asta ar fi varianta simplă. Sigur, putem să discutăm în materia contribuțiilor sociale, dacă obțineți un certificat A1 din România sau nu, dar asta e altă poveste. Ca reguli, ținând regulile simple, dacă vă duceți să lucrați dintr-o altă țară, acolo trebuie să plătiți impozite și contribuții sociale conform reglementărilor de acolo. Dar dacă, nu știu, mă gândesc că în cazul de față, presupun că există în orice caz acordul între ANAF-ul românesc și ANAF-ul din Grecia, deci e foarte ușor să fii urmărit în cazul ăsta. Dacă ești nomad digital și încasezi banii prin Revolut,
se poate, nu știu, scăpa de partea asta a taxării, că mulți presupun că se gândesc la asta. Acum, lumea, în primul rând, legislația română nu face excepții din privire la locul în care se încasează bani. Există țări care au prevederi fiscale în funcție de unde sunt încasate anumite venituri. Însă nu e cazul României. Faptul că banii sunt încasați în Revolut face lucrurile astea mai puțin transparente, dar nu le face invizibile, pentru că, să ne înțelegem, toate aceste platforme de plăți raportează undeva. Nu există o platformă de plăți care să nu raporteze, din motive evidente. Toate statele doresc să urmărească fluxul banilor. Acum că o sumă este semnificativă sau nu, este o chestiune relativă. La un moment dat poate deveni semnificativă. Deci faptul că plata nu este transparentă în acest moment, nu înseamnă că nu va fi transparentă în 5 ani sau în 10 ani, cât este termenul pentru evaziunea fiscală. Ați avut recent un material în care spuneți că, na, printre altele, că angajații români din IT, marketing, call center, servicii financiare pot să-și găsească angajatori străini din UE sau spațiul economic european, Elveția și, na, în general din zona asta. ANAF urmărește relațiile astea la distanță? ANAF urmărește încasările, conturile bancare. Uh-huh. Și dacă sunt conturi bancare în străinătate, oricum toate băncile acum raportează într-un sistem automat conturile deținute de rezidenți din alte state, le raportează către acele state. Prin urmare, secretul bancar nu mai există. Încasarea banilor este vizibilă sau poate fi vizibilă. Obligația declarării veniturilor respective rămâne la contribuabil. Dar, ca să răspund întrebarea, ANAF-ul are posibilitatea de a identifica aceste venituri. Mm-hmm. Să înțeleg că în cazul de față, angajatul are obligația personală de a declara și a plăti impozitul și contribuțiile sociale aferente salariului primit din străinătate și dar să știu dacă e și în funcție de ce criterii. Pentru persoanele fizice care lucrează din România, pentru angajatori străini. Aici împărțim în două categorii în funcție de locul unde sunt angajatorii. Dacă sunt angajatori din afara spațiului economic european, Uniunea Europeană, Elveția, atunci acele companii nu au o obligație directă, nu au obligație să se înregistreze, să plătească contribuții sociale în România. Angajații sunt cei care au această obligație. Dacă sunt companii angajatori din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția, atunci companiile ar avea această obligație să se înregistreze în scop de asigurări sociale în România, numai că printr-un acord expres, care este prevăzut de lege, o excepție, pot să delege această obligație către angajat. Și acum, în practică, putem să luăm cazul unei multinaționale cu un proces intern de luarea deciziilor foarte stufos, pe mai multe paliere, care are un singur angajat în România. Decât să treacă prin tot procesul intern de decizie cu înregistrarea în România în scop de asigurări sociale, mai ușor să spună, semnăm acest acord și îți dăm ție această obligație. Mm-hmm. Sigur, situația poate să fie diferită când sunt mai mulți angajați, dar este o chestiune practică. De obicei, această responsabilitate este pasată angajatului. Și cum plătește angajatul? Plătește, depune, este formularul 112, care este de fapt declarația pentru aferentă statului de plată și sunt acolo toate contribuțiile sociale și impozitul. Deci obligația plătită de declarare este de fapt a angajatului în cazul de față, pentru că se decide... Sigur, în materie de contribuții sociale, din nou, putem să complicăm un pic lucrurile, că dacă se obține un certificat A1 din țara sursă, angajatul este considerat temporar aici sau este în diverse sisteme de pluriactivitate. Aha, deci se poate și asta. Iar ar putea să plătească doar impozitul pe venit. Dar, aici. Da.
Dar păstrând regula, obligația declarării îi revine lui. Dar presupun că dacă dorește să fie PFA sau micro-întreprindere, situația e diferită, că practic prestează partea de față de până declarația unică, nu? Dacă, da. Angajatorul dacă este micro-întreprindere, este o firmă care încasează venituri din străinătate și este o activitate obișnuită. Da. Și dacă e PFA... De firmă. Dacă este PFA, aici distingem din nou dacă se poate autoriza sau nu în funcție de cetățenie și de reguli specifice, atunci, sigur, declară venitul ca și PFA și intră în declarația unică. Mm-hmm. Angajatorii din UE, spațiul economic european, Elveția, cu angajați care au, de fapt, work from home în România, au, în mod normal, obligația de a, cum a spus și dumneavoastră, de a se înregistra în scop de asigurări sociale în România. Dar totuși nu știu, nu prea înțeleg cum se întâmplă asta, nu știu, nu e puțin complicat. De asta ziceam, de-a mai întâi exemplu cu PFA și micro-întreprindere. Mă gândesc că pentru o companie din afară e mai complicat să semneze poate un alt tip de angajament cu cel din România. Cred că e mai simplu să spună, ok, mai bine fă de PFA și semnăm contractul și mai simplu. Nu credeți că e mai posibil situația asta sau nu știu, cum, în practică ce ați văzut? Acum, sigur, este o decizie de management în final. Pentru că, da, e mai ușor să ai niște contractori independenți și să presteze servicii, nu sunt plătiți, contractul se poate termina repede, nu este sub incidența legislației muncii, care de obicei protejează angajații. Este o variantă mai simplă. Și sunt domenii, de exemplu, cum este IT, unde este cea mai frecvent întâlnită. Însă sunt anumite reguli, de exemplu, în care se pune problema reprezentării sau se pune problema accesului la date personale, GDPR. Și atunci lucrurile se complică. La fel sunt poate angajați care sunt doriți de companii, persoane fizice care sunt dorite de companii și angajații vor beneficiile aferente care sunt acordate numai angajaților. O pensie mărită în funcție de numărul de ani petrecuți în firmă, participarea la tot felul de planuri de motivare, de retenție cu acțiuni ale companiei și așa mai departe. Și atunci o astfel de situație nu poate fi acoperită sau aceste beneficii nu pot fi acoperite de către o colaborare independentă. Mm-hmm. Și atunci se ajunge la forma de angajare. Vă mulțumesc mult. Mai este ceva ce doriți să adăugați pe subiect? Este o perioadă în care lumea trăiește într-o excepție continuă, în starea de alertă, însă în prezent. Însă acest lucru de acasă, work from home, nomazi digitali, care de fapt sunt versiunea mai, e o exprimare așa mai plastică pentru remote workers dinainte, dacă e să folosim terminologia internațională. Lucrurile astea vor rămâne și după partea de pandemie și ridică foarte multe probleme. Sunt, de exemplu, multe probleme în partea de imigrare. Pentru în România, de exemplu, acum nu poate să, strict pe legislația actuală, un străin, asta însemnând ne-european, Uniunea Europeană, spațiu economic european, Elveția, n-ar putea să stea un an de zile să lucreze ca independent. Că nu avem un sistem în care să-l încadrăm. Trebuie să fie angajat detașat, să fie un an de zile, sau angajat la o companie locală, sau să-și facă o firmă care să îndeplinească anumite condiții ca să-și ia viză și permis de ședere. Pentru această noțiune de remote worker, general, nu avem o prevedere legală. Și România nu este singura țară, este o situație destul de generalizată. Sunt țări care au făcut pași în direcția asta, dar în România deocamdată nu. Da, asta, iar când am întrebat și eu la Ministerul Muncii în urmă cu o lună și jumătate sau două, mi s-a dat răspuns că ne ca nu s-au gândit la așa, că necar prin cap le-a trecut să facă așa ceva, în condiții în care ce alte state, cred că 5-6 aveam în listă, pe care și Germania, nu mai știu care, cred că era și Elveția, au făcut pași în direcția asta pentru sprijinirea nomazilor digitale. În România prin cap nu le-a trecut așa ceva.
Este păcat pentru că am văzut un studiu și am citit un articol despre faptul că România ar fi destul de sus într-un top al țărilor în care preferate pentru lucru de la distanță. Da. Și atunci o clarificare a situației legale ar veni doar un plus în atragerea unor persoane care caută astfel de lucru, de unui nomad digital. Da, da, da. Partea de fiscalitate este destul de reglementată, însă nu este simplă. Și oamenii trebuie să ia în calcul varianta asta, aspectul ăsta, pentru că în final statele au mulți ani, în România 5 ani pentru stabilirea diferențelor de taxe și impozite, 10 ani pentru evaziune fiscală, să se uite în urmă și să analizeze toate tranzacțiile. Și spun, păi da, dar n-am un contract, a fost o strângere de mână și îmi virează mie bani în cont. Sigur, plecând de la acei bani, se poate identifica motivul pentru care s-au primit acei bani. Ce fel de activitate s-a desfășurat? Este salarială, nu este salarială și așa mai departe. Deci atunci când se intră în astfel de aranjamente, ar trebui analizate toate aspectele. Vă mulțumesc mult de tot! Și eu vă mulțumesc!